Cu domnul președinte Gheorghe Marcaș vorbim astăzi în cadrul emisiunii Maramureșul Azi. Aș vrea să ne spuneți, Camera de Comerț și Industrie, ce rol are în, să spunem, apărarea, protejarea intereselor mediului de afaceri din Maramureș și din Definiția este țară? foarte simplă. Suntem interfața dintre mediul de afaceri și mediul politic-administrativ. Aici, cred că veți avea foarte mult și aveți foarte mult de lucru, din perspectiva în care deseori se promovează în Parlamentul României diverse legi, care unele dintre ele sunt inițiate cu anumite interese și lovesc în interesele altor oameni de afaceri. Ce rol are Camera de Comerț și ce activitate are în sensul acesta? Se publică deseori legea dezbatere publică pe site-ul unui minister. Oamenii de afaceri, dacă sunt foarte ocupați, poate nu au timp să vadă și se trezesc peste noapte cu o lege care lovește în anumite interese ale lor, fără să știe. Deci, și așa cum am spus, interfața aceasta ne ține permanent în miezul problemelor. În legătură cu parlamentarii, avem legătură permanentă și prin e-mail, și prin telefon, și invitați totdeauna la evenimentele organizate de noi. Avem un centru de instruire și marketing, care este un centru al întreprinderilor mici și mijlocii. De ce am spus întreprinderilor mici și mijlocii? Pentru că ele au mult mai mare nevoie de sprijinul și ajutorul nostru. Ei nu au toate formele acestea interne de dezvoltare, juridice, economice, de informare și așa mai departe. Și atunci trebuie să-i sprijinim. Deci, acestor domni, doamne, le sesizăm totdeauna și invităm la dezbaterea noastră. Atrag atenția că în ultimii ani, să zic așa, cam prin 2004-2005, parlamentarii nu mai răspund. Înainte erau, aveam un obicei foarte... Sâmbăta ne întâlneam sau vinerea când veneau acasă, mai ales primele din anii 1990-90 până prin 2000-2000 și ceva, și ne aducea proiectul de lege și îl dezbăteam cu dânsii punctul nostru de vedere. Era o informare, pulsul mediului. Acum, foarte rar. Noi, de exemplu, publicăm totdeauna această broșură care se cheamă Starea economiei județului. Această carte, Starea economiei, este de fapt o analiză economică pe baza economiei reale, pentru că plecăm de la bilanțurile contabile, care sunt documente publice și, în același timp, supuse legii. De ce credeți că nu mai există interes din partea parlamentarilor de Maramureș să vină și să se consulte cu Camera de Comerț și Industrie și să afle datele acestea reale pe care noi să le aveți noi, în da, noi îl difuzăm la acest stare de economie, îl dezbatem o dată public, unde sunt invitați și domnile lor. Și nu vin. Și nu vin. Asta îi întrebați pe dâși? Pentru că deși să retrag părerea mea în această instituție care se cheamă Parlament, dar Parlamentul, dacă nu are o legătură sănătoasă cu mediile, nu cred că este Parlament. Este o instituție închisă. Așa că, pe și întrebați. Sunt situații că vin primarii, vine prefectul, vine președintele Consiliului Județean, vin primari. De exemplu, primarul din Baia Mare este totdeauna activ. Primarul Sighetului vine uneori și rar. Da, distanța este ceva probabil, mai mare. Probabil, probabil. Aș vrea să vă întreb despre activitățile Camerei de Comerț din perspectiva Centrului de Instruire și Marketing, că tot l-ați pomenit. Acolo se organizează de-a lungul anului diverse evenimente. Da, deci odată e și asta acolo de acolo de afaceri, sau cum l-ați văzut? E și până la urmă o modalitate de a face profit pentru Camera de Comerț? Ah, am uitat să spun, nu suntem profitabile. Prin lege. De non-profit, da? Non-profit.
Tot ce se încasează merge la dezvoltarea instituției. Acolo se țin cursuri plecate de la una sau două ore până la o lună. Acolo am ținut masterat cu Universitatea Babeș-Bolyai. Se țineau masterate pentru dezvoltarea afacerilor sau pentru bănci, finanțe. Diplomele care se eliberează de către noi, deci noi nu suntem parte, pentru că e diplomă de stat, indiferent din cine, dirijată de CNA, sunt valabile pentru, nu numai pentru Europa, pentru lumea întreagă. Avem cursuri care cuprind, cum spuneam, toate activitățile pe care universitățile nu le asigură sau școlile nu le asigură. Sunt în general unele cu un caracter post-universitar, dar nu de genul celor care de durată de un an, doi ani sau trei ani de zile, și până la un număr de ore, 80, 100, 700 de ore, așa. Avem acolo târgurile și expozițiile, acolo avem dezbaterile, așa sunt sub denumirea de cafenea oamenilor de afaceri, întâlnirea dintre institutele de concertate ale statului și mediul de afaceri, fie în faza de proiect de lege, fie de apariția legii, în așa fel că acolo oamenii își spun păsurile și spun, domnilor, vedeți, celor de la finanțe, cei de la ITM, celor de la sănătate, a celor de la IUS și așa mai departe. Deci ne întâlnim cu diferitele structuri ale statului de concertate în teritoriu. Acolo este o agora, dacă vreți, a întâlnirii dintre mediul de afaceri și mediul politic, administrativ, decidenți. Practic, de acolo vă luați și informația. Suntem pe final, dar n-aș vrea să încheiem înainte de a vă întreba cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea Camerei de Comerț și Industrie Maramureș în următorii, să spunem, 5-10 ani de zile și cum se va adapta instituția la provocările noi care apar, iată, dezvoltarea județului, fondurile europene care urmează din nou să vină pentru 2016-2020. Dacă cei care ne-au dat legea, ca toate legile sunt în general bune și foarte bune, foarte puține sunt rele, adică greșite, vor respecta în primul rând dânsii, cei care sunt decidenți în legea aceasta, pe urmă celelalte activități în teritoriu, administrațiile, parlamentare, partidele, vor înțelege că este instituția care nu s-a născut în decembrie 1989, că din această instituție, dacă se va aduce cineva, de exemplu, președintele țării, primul ministru, un ministru, când se deplasează în străinătate sau când se întâlnește cu omologii, imediat are o întâlnire și cu mediul de afaceri, pune în față mediul de afaceri românesc cu cei la noi, încă nu s-a învățat nici cei de la nivel de județ, nici cei de nivel de orășenesc sau local, când au invitați din străinătate, ambasadori, consilieri, oameni de afaceri la nivel, deși cred că sunt reprezentanții mediului de afaceri, greșit, deși sunt reprezentanții administrației locale. Ei nu au voie să vorbească despre mediul de afaceri, că vorbesc despre pe surse, nu pe documente. Când vom atinge nivelul ăsta, Camera de Comerț își va îndeplini misiunea, care este o misiune nobilă, de 4 secole și ceva, nu înființată de noi, ci de înaintașii noștri, pentru urmașii noștri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Gheorghe Marcaș. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Maramureșul Azi. Sper una interesantă pentru telespectatorii noștri și, de ce nu, chiar și pentru oamenii de afaceri care poate s-au întrebat deseori care este rolul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș. Iar după această ediție, cu siguranță, se vor găsi câțiva care să vă treacă și pragul și să vă fie interesați de activitatea noastră în mod concret. Paul, zic, așa te cunosc. Ai făcut un pas înainte în sensul că la începutul tău
am fost și noi acolo pus un pic de umor, să zic așa. Dar mă bucur că ai venit și îți propun să facem în binele și în folosul mediului de afaceri și nu numai, și a celor care ascultă și ar trebui să sprijine mediul de afaceri, să ținem aceste întâlniri, fie în această emisiune frumoasă, Marea Mureș azi, să le ținem pentru că vom sprijini foarte mult. E mai puternic decât media scrisă și vorbită. Este mulțumim cea. Foarte mult. Să sperăm că suntem pe un drum care să fie comun. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă doresc o seară frumoasă în continuare. Rămâneți cu programele televisive. La revedere!